Pandurii au dominat meciul cu Dinamo și și-au creat numeroase ocazii de gol. În chiar debutul întâlnirii, Pintilii lansează excelent pe Roman, care deschide scorul în minutul 4. Contrar cursului jocului, dinamoviști egalează cu un sfert de oră înainte de finalul întâlnirii. Urmează o mutare ciudată a tehnicianului gorjenilor, Eli Iordănescu. Acesta îl schimbă pe singurul atacant de meserie, Roman, și îl introduce pe brazilianul Eric. La numai 20 de secunde, acesta marchează golul victoriei, chiar dacă brazilianul este în urmă cu pregătirea și are multe kilograme în plus. A fost, cred că, o schimbare reușită. Cu toții știm că nu sunt la cea mai bună forma mea după aproape un an oprit, dar eu mă bucur foarte mult că antrenorul a avut încredere în mine, conducerea a avut încredere și băieți m-au primit înapoi și cu siguranță o să mă ajute băieți să revin la forma care am fost. Pot să spun că a fost un meci ciudat, însă sunt foarte bucuros că am câștigat. Consider că am dominat partida, îmi pare foarte rău, de-a dreptul mi-e ciudă pentru golul primit, pentru că respect echipa Dinamo, însă astăzi nu prea au avut ocazii și cred că am fost echipa mai bună, am demonstrat că avem un lot mai puternic și că avem până la urmă și un joc de calitate. Dinamoviștii recunosc sportiv că au fost mai slabi, în special la mijlocul terenului, și că oltenii au prima șansă de a se califica în finală. Din păcate am debutat cu stângul, ce să zic... Vreau să facem un meci bun și să luăm o opțiune de calificare în finală. De la urmă e bine că am marcat un gol la noi acasă, să schimbă total soarta. A fost un meci care. Ne-am propus și să jucăm ceva, a ieșit altceva. Din nefericire, rezultatul nu e cel scontat. Ne așteptam la un meci foarte greu, știam că Pandur este o echipă redutabilă acasă, știam că la mijlocul terenului sunt foarte omogeni și se joacă de foarte, foarte mult timp împreună, unde ne-au dominat o mare parte a jocului, dar totuși este o calificare care se joacă în dublă manșă, mai avem o șansă la București și sunt încrezător în forțele propriei mele echipe. Returul se va juca pe 11 martie la București.